dăm drumul fa bătunge de că și apoi fure și apoi zicem de prin dacă nu cumva. Da. Poate sigur. Și da, mai avem regulat, de acolo. Da, da, da. Că știm că FB câte că, știm că FB și mai știm că și FB paralel cu e că, de celelalte sunt egale. Au toate elementele, au și mărim, direcție și sens. Da, da. Sunt egale. Mm? E chiar era simplă problema. Dacă am înțeles teoria. Ei, asta tot se crede. Deci panica care era strecurată era din neînțelegerea noțiunilor importante. Deci vectorul e caracteristic de caracterizează cele trei elemente: mărime, direcție și sens. Dacă nu înțelegi ce înseamnă direcția, dacă nu înțelegi ce înseamnă mărimea. Dacă înțelegi ce înseamnă vector liber, liber, vector legat, așa, vector, vector legat. Echipolent. Da. Așa, deci, gata. Toate lucrurile îmi merg. Am înțeles și eu, care am 45 ani și am înțeles de la soții că n-am făcut noi timpul Ceaușescu geometria vectorială. Eu mă uitam în psicoal, eu am făcut, că nu mai mergeam, de pe aștept să ajung la două profesori înapoi, vă duc și mă întorc să văd, da, și eu să-mi aduc aminti. Și că da, mă, cred că ai făcut. Da, 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 da. Și că pe timpul ăla nu se făcea, ci că de 8-9 ani băgată la liceu. Mai, da, am prins-o și eu înainte de a desface contractul de muncă. Și de cât timp aveți contractul desfăcut? Din, nu știu, din predarea am împletat-o, dar mă dusesc la personal, în sfârșit. Deci, din 2008. A, păi de 8-9 ani, cum zice soția. Da? Vedeți? A, așa. Da, dar am înțeles, am înțeles-o și eu, înseamnă că ai înțeles-o și tu. Am înțeles-o și eu. Ați înțeles așa dumneavoastră, să am minte și dumneavoastră. Dar tu unde o predați? Păi unde predam? Unde ați predat? O venit cineva, m-a întrebat, a trebuit să mă pun să văd. Că la fizică, da, se face, da. Hai că să-ți spun, în armată, în 76 am făcut armata. S-a întâmplat ca în plutonul nostru să fie și un profesor de matematică. Și ăsta jonglea foarte bine cu vectori. Și când noi aveam timp liber, mai studiam de vorbă. Geometria vectorială nu s-a făcut prin facultate, nu, nu s-a amintit în sfârșit. Dar ăsta avea ca preocupare chestia asta. Și noi îți fac problemele de geometrie plană, care sunt foarte dificile, în geometria, cu geometria vectorială. Transcriu totul cu vector, fac niște chestii acolo, făceau operații și uite, e foarte interesant. Și am stat pentru că am stat de vorbă cu el și mi-a plăcut foarte tare că există o variantă de rezolvare. Și nu mi-am amintit așa de cât de-a lungul timpului că am mai făcut până și cred că și la fizică. La un dat, la fizică, da. La noua, da. Se face. Am predat fizica, cum se spun, supărat pe faptul că pe timpul acela când eram în Măinești la Politehnic, se dea fizică la greu. Matematică și fizică, matematică și fizică. Și eram tare trist că matematică la asigurat, fizică nu găseam un profesor care fac echip, cu care să fac echip. Și atunci am zis, băi, fac eu fizica? Că fizica aceea o știam din liceu. Ah, e clar, atunci ați asimilat. Atunci eu m-am apucat și am zis, băi, fac fizică. Și făceam și matematică și fizică, ca să-mi asigur coeficientul de intrare foarte bun. Uh-huh. Da? Deci da. Asta e... La sinteză ce facem aici? Vector? Așa. Mai avem teorie? Hai pe mamă, mai facem și bun. Păi eu nu facem tema. Păi și câte teorie mai ai tu, mamă? S-o mai avem adunarea vectorilor. Da. Mulțirea cu scalar. Adunarea vectorilor, regula poligonului, regularea constantă. Asta ai făcut-o și la fizică și am învățat. Două vectori opuși, asociativitate, comutativitate, elemente neutru, orice vector, nu știu ce. Așa, proprietățile adunării. Da. La vectori. Și mulțirea ai făcut, da? Și mulțirea cu scalar? Nu. Nu, dar la fizică ați făcut și mulțirea și adunarea. Hai că știm asta cu adunare. Eu zic că te descurci. Și eu zic. Da? Că de ceasul e 9? La, da, e 9. Eu jumătate. 9:25. Adunarea vectorilor am văzut și la fizică. Toți vectorii de aceeași fel de echipolență îi putem aduna? Îi putem aduna și pe cei coliniari? Păi sigur că se pot aduna. Îi adunăm pe toți acolo, de orice mărime? Fără discuții, da. Deci se pot face da. Și așa, în probleme, descoperim și partea asta teoretică. Da? Deci discutăm da. Acolo și vedem exact. Deci la sinteză zicem așa. Vector.
vectori, proprietatea de vectorilor, teorie. Așa, hai să ștergem și să scriem în această pare. Hai să scriem pe vectori. Se scrie mai mult, profesor, ca să știu. Da, da, da. Se scrie și Cristi despre ce vorba. Exact. Partea teoretică aici, că văd că Cristi a pus că suntem în drept. A pus pe Facebook, pe da? Facebook, da, el a pus că suntem în drept și el anunță. Și geometria plană este cea care se poate făcut în clasa 6 și 7. Ea poate fi făcută și în geometria analitică. Tu ai prins geometria da, analitică asta cu am prins, da, coordonate. Da, 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 da. Așa. Și geometrie vectorială. Deci, și ei au gândit așa. Mă gândeam că am uitat, dar dacă ție aș zice că nu am făcut, înseamnă că nu am făcut. Dar la fizică sigur am făcut. Sigur. Dar ei la fizică erau foarte triști. Că nu se mai fac la noțiune să facă la matematică, pentru că trebuia să facă ei. Să predea chestia și nu, ei nu știau. Nu le pomenea, da. Și acum am zis și mă, vector, da? Da. Vector, proprietățile vectorilor. Hai, să zicem așa. Elementele caracteristice unui vector, da? Definiție, da. Elementele ce caracterizează un vector. Care sunt mărime, direcție, sens. Și pe urmă, am luat definiția direcției. Da? Definiția noțiunii de direcție a unui vector. Definiția noțiunii de sens a unui vector. Mărimea. Distrugem asemenea, da? Mărimea unui vector. Apoi, am vorbit aici de vector liber. Vector liber, vector legat, vector liber, da? Vector echipolent. Legați. Vector liber. Vector echipolent. Da. Echipolenții mai sunt bine. Vectori echipolenți. Proprietățile vectorilor. Proprietățile relației de echipolență. Da. Proprietăți. Relații. De echipolență pentru relații de echipolență vectori egali, nu? Am vorbit și da. Vectori egali. Vectori opuși. Așa. Opuși. Coliniar. Cam asta a fost, nu? Mărțile da. Care am atât la vector. La revedere! Nu uitați că urmăriți pe Prof Online. Și cred că trebuie să-i aduc mulțumiri lui Mirunei cu tema asta. Cu tu mă determinat să mă ocup, să fac tema
Nu vreau să știi. Îmi plăcea să mă apuc să predau ca așa de la început, dar tu ai spus, și tot trebuie să predați. Că n-am înțeles. Că n-am înțeles ce se fac. Dacă n-am prins și la școală. Așa, ca să mă înscriu, că uite la meditație, știi ce se întâmplă? Profesorul predă până de chestia aceea. Dictează, tu scrii definiții. Dar eu nu scriu, că întreb. Da, corect. Păi, dacă întrebi, dacă ai pe cine? Da. Dar dacă n-am pe cine, nu mai duc a doua oară, când mai dau mă. Păi stai, când tu întrebi acolo, ai de ce așa și de ce nu așa? De asta ce vreau să spun, ce pe pom. Și problema asta îl pune într-o dificultate. Dacă are calitate, dacă el o înțeles, să-ți explică și ție. Dacă nu o înțeles, îți mai predă că o dată ca la clasă. Definiții, înțelegi? Nu-ți mai duce a doua oară. La revedere! Ne vedem și mâine, copii! La revedere!